Prietena unui deținut de la penitenciarul numărul 3 Leova i-a transmis acestuia prin poștă un colet cu surpriză. În urma unui control, angajații instituției au găsit într-un borcan cu magiun o cartelă SIM. Bunurile urmau să ajungă la un bărbat de 26 de ani, condamnat la 9 ani și 3 luni. Despre acest caz au fost anunțați ofițerii inspectoratului de poliție din orașul Leova.